de mine și eu mă uitam așa în vedenie, că și spune eu ei, nu înțelegem, vorbeau acolo și spune și am zis, nu știu, și rost are, m-am gândit eu și rost are, dacă nici nu înțeleg. Și totodată s-a prezentat Domnul și a zis, da, te uiți la persoanele respective și nu înțelegi, a zis că am să-ți spun și să anunț, să spui în popor, un plan făcut de vrăjmaș, care s-a hotărât de viață și de moarte, ca țara aceasta, o parte din ea, să fie călcat de picior străin. Și cum mă uitam și Domnul vorbe, deodată s-a desprins ca niște grupuri mari, ca un convoi puternic, așa, și a început să treacă. Și eu m-am gândit, n-am zis nimic, n-am gândit așa, zic, și niște gânii ajunge. Și a apărut în fața mie harta, așa cum eu mă uitam la hartă, partea asta așa, stângă, pe acolo trece convoiul și ala, și Domnul spunea așa. A zis că anunță poporul să se unească în rugăciune și să strige cum știu cum mă pot îndupleca, ca să nu îngădui lucrul acesta, că pe unii va trece convoiul acesta, pe unii va trece picioarele acestea străine, va lăsa în urmă jale, durere și amărăciune. Dacă poporul se va uni și mă va îndupleca, voi face în așa fel încât doar o adiere să se vadă, dar va fi oprit. Și nu va lăsa ca țara noastră să suferă. Dar dacă se va lua lucrarea cumva, cât de la om, că, cum ai spus și femeie ce așa, se va împlini partea rea lucrării și va fi durere și va fi amărăciune. Domnul a spus să spun, eu spun și care mai puteți anunțați prin popor să se facă rugăciune și să-L putem îndupleca pe Domnul. Amin.